cum o să-i fac lui Darusel 2012 cel mai mare troll posibil la concurs de construit? După cum puteți vedea, suntem aici, într-o zonă nouă de construit, unde o să fac cu Darusel astăzi un concurs de construit. Aici, ca să vedeți cum o să-l trolez, practic, pot să mă transform într-un animal, într-o pisică, într-o găină, care, bă, de ce arată găina asta așa, în fine, în chestiile astea, în orice animal, practic, și pe orice, absolut orice, și eu vreau să-l trolez astfel pe Darusel ca să pot să-i copiez construcțiile, să mă duc la el, să văd ce construiește, să mă inspir și de la el. O să fac și construcțiile mele, dar să mă inspir și de la el, să-i din ce o să construiască. Și acum, nu mai stăm la discuții, o să fie mai multe trolleri, nu doar acesta, dar acesta este principalul, așa că dacă mai aveți episoade de genul, scrieți acolo în comentarii și dați cât mai multe like-uri și da, la final de videoclip vreau să scrieți care construcție v-a plăcut cel mai mult. Hai acum să începem, să mergem după fraierul ăsta. Tot, mă, ce a scris ăsta, Rafael Gâfetița, mamă, cine simțit e. Bă, dar ce e ăsta? Bună ziua. Alo, ce se întâmplă aici, domnule? Da, nici nu mă bagi în seamă. Bă, dar să le, bă, alo, alo, ai le. Da, ok, cred că refacem, stați așa, că îi se procesează mai greu creierul lui Darusel, după cum se poate vedea. Mă, ce, doamne, iartă-mă, este chestia aceasta, de unde a pornit, este o nouă casă, dar cum arată, mi se pare incredibil. Rafael, Gâfetița. Salut! Am venit la Darusel 2012 Residence, tu ești Rafael Gâfetița și eu sunt Darusel 2012 bossul. Ha, mă, Darusel, am zis că facem și noi aici un mic sketch, ca și cum că am venit așa la o chestie și nici n-am deschis ușa, bine că tu ai început să vorbești de dinainte să deschid ușa, bă, dar prost, Darusel, nu te pricep la nimic, în fine, astăzi, Darusel, o să ne mișcăm cel mai șmecher. Ce scrie mai Darusel boss? Ok, bine, Darusel, am înțeles. A, bă, stai puțin. A, de fapt nu, stai, vreau să încerc să fac ceva, să mă scap de chestia aia, dar tu, da, în fine, Darusel. Bă, dacă stau să mă uite, nu mai mișto zona asta pe care n-ai vrut tu să facem schimb să fie asta zona mea, Darusel, te rog. Nu, hai, pa. Bine, Darusel, ok. Astăzi, fraiere. Hai, că ești prost, Darusel, fii atent. Astăzi o să facem un ce o să facem, Darusel, un concurs de concurs de Bill Battle pe 1000 de lei, iași. Hai, mă, că ești prost, Darusel. Bă, vorbește, mamule, cum trebuie, că deja am o plictisă, Darusel. Hai, că trebuie să ținem oamenii în frunz. Ia aici, repede, ce o să facem noi astăzi, Darusel? Spune-le la oameni. Asta, hai, Darusel. 3, 2, bă, ce, bă, trășesc cumva? Bravo, Rafa, nu te aștept și eu întreb, Rafale, nu-ți facem Bill Battle pe 1000 de lei, iași. 1000 de lei, iași. Ce înseamnă asta, Darusel? Orașul Iași, cine e din Iași? Scrieți acolo în comentarii, în fine, Darusel. Mult succes! Mult succes, Darusel, construim ceea ce ne dorim. Hai să vedem, deci m-am dus în partea mea. Uitați-vă cum este partea asta mea. Bă, fraților, dacă tot avem drumul la acesta... Partea mea e mai bună! Dacă tot avem drumul la acesta, eu zic, fraților, să facem un fel de chestie aici foarte, foarte interesantă, în care o să ne jucăm foarte, foarte șmecher cu dar. Bă, ce faci? Bă, de ce? Bă, fraierii! Ok, Darusel, bine. Ok, hai că mi-a stricat. Ok, deci ai minus un punct, Darusel, nu mă interesează. Hai, lasă-mă în pace, Darusel. Băi, fraților, acum o să înceapă totul. După cum puteți vedea, Darusel ne-a dat o sarcină să construim asta la loc, că a stricat prostul. Da, ce să-i faci la prost, că e prost. Până la urmă, în fine, nu mai contează. Băi, eu mă gândeam să fac aici o casă, dar nu știu cum o să mai arate, că drumul a stricat cam de tot. O să încerc aici să fac o chestie, dar nu mai știu cum mai era drumul, în fine, nu mai fac o casă. Ei bine, știți că până la urmă, oricum e bine așa că mi-a dat sarcina asta ca să completez asta, pentru că el acum s-a apucat de construit, iar eu după aceea o să intru acolo pe seier, practic o să mă transform într-un animal. Cred că mă transform prima oară într-un papagal, sincer, și o să văd, de fapt, hai să mă transform și în, o să mă mai transform și în altceva mai așa mai suspect, ceva susperie, un animal de ăsta mai feroce, ceva dacă găsesc, să văd aici. Dar da, hai că am acoperit toată asta, nu mai facem casa aia, o să vedem ce a construit el. Și da, hai să vedem ce animale avem noi pe aici și ce aș putea să mă construiesc eu ca animal, să mă fac ceva șmecher, mă. Bă, ăsta, mamă, ce e ăsta? Mamă, fiți, mamă, fiți atenți că dau drumul, fiți atenți, time set night, facem noapte, ok, bun, s-a făcut noapte și acum merg după prostul ăsta și o să vin din partea asta ceva de genul, ca și cum să nu mă fac, uitați-vă, el s-a apucat de construit aici, nu a suspectat absolut nimic și uitați-vă, fiți atenți, ia, deci nu vede, ia, bă, am întors, uitați-vă, deci s-a apucat să te adăpă ăsta, pe ce facem, mă, prostul? Ești ce nu s-a întâmplat nimic? Uite, cum îl fac un prost. Deci a dat foc la asta. Și s-a că acum plec așa, ca și cum băiatul prostul să nu știe. Bă, de cât amuzant e, mi se pare absolut ireal. Uitați-vă ce troll pot să-i fac la prostul ăsta. Pentru că uitați-vă cum și-a dat cu TNT-ul și-a distrus construcția practic. O să mai vin mai încolo, tot așa costumat. Pentru că prostul vedem că începe să-și strice construcția. Bă, cât amuzant e, o să-i stric toată construcția, să-i mai fac așa. Dar înainte de toate, hai să vedem ce construiește acum. Hai să mă costumez în alt animal, hai să mă fac într-un papagal ca
să mai urc așa, gata, perfect. Să vedem ce a făcut ăsta. Deci face aici o chestie de asta. Hai să mă duc repede jos de tot aici. O să iau ăsta, o să iau și ăsta. Mamă, deci a făcut aici cu stone. A, deci face un fel de casă, am înțeles. Interesant, bun. Fraierul, văd că n-a suspectat nimic, ceea ce este foarte bine. Și acum hai să facem înapoi zi, că de fapt e mai bine să facem pe zi. Și bă, hai să mă apuc aici. Nici nu mai știu cum ai făcut. Da, hai bă, că încerc să fac eu chestia mea aici. Îl trolez eu chestiile alea, încerc să fac eu chestiile mele aici. Probabil folosesc aceleași materiale ca el, să zic, dar nu fac chiar aceeași construcție, fac ceva după placul meu. Adică ce-mi trece mie așa prin cap. Acum să mai folosesc inglesul. Prostul, văd că nu mi-a zis nimic, n-a suspectat nimic. Cu mine vedem că n-a vrut să vorbească. Ce e bine relativ, dacă stau să mă gândesc, pentru că înseamnă că nu și-a dat seama de nimic și pot să fac aici. Bă, nu știu ce să fac sincer, dacă stau să mă gândesc aici. Mă gândeam să fac un magazin cu rafturi, fraților, dar iau barrel-ul ăsta și ce să mai iau? Să iau un slab din acesta. Vreau să fac niște rafturi ceva, dar cum să fac magazinul sau unde să-l fac? Nu știu. Bă, nu știu ce să fac, mă, fraților. Chiar n-am nicio idee. Hai că mă mai duc la asta să văd ce mai face prostul. Îl mai trolez și așa. Da, bă, știți ceva? Hai că mă gândesc să văd ce mai fac cu toate astea. În timp ce mă mai gândesc, prostul ăla mai construiește câte ceva și pot să-l trolez în continuare. Băi, fraților, după cum puteți vedea, am încercat să fac aici, nu știu, tentativă de magazin, nu știu ce vreau să fac sincer, dar a durat cam mult sincer cât am făcut de asta și eu zic că mai e momentul să-l trolez și pe Darius. Cam așa arată aici, vreau să fac o chestie de acoperiș, nu vreau să vă zic exact cum o să fac bine, nici nu știu exact, dar am o idee ce am cap. Nu o să fie ceva simplu, o să fie ceva mai șmecher după părerea mea sincer. Și pe lângă asta, hai să înceapă trolul, zic eu, să ne mai descurcăm cu trolul, că până la urmă de asta am venit astăzi, să-l trolăm pe Darius, nu să construim. Și așa că hai să mă fac un porc și fiți atenți să intru, nu intru pe oștia, nu intru pe oștia, că e prea de tot, intru pe aici. Bă, ce-a făcut ăsta aici, bă? Bă, dacă, mamă, da, vedeți că zona arată mișto, da, uitați, pot să-l văd pe prost în casă prin zona asta, ce și-a făcut el aici. Fiți atenți că deschide porcul ușa și intră în casă, ia, ce-a făcut calculatorul aici, fiți atenți că e porcul la ușa aici, e porcul la ușa care s-a răzut. Bă, 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 ce asta, bă, e porcul, bă, bă, ce asta, porcul aici, bă, ia pleacă, bă, porcii, tot ia, hai, hai, uși, uși. Așa. Mă, ce, doamne, mă, stai puțin. Asta m-a făcut porc cumva. Adică eu sunt transformat acum în porc, dar a zis bă, Rafaele, dar de fapt ce caută, bă, mamă, deci fiți atent, mamă, deci mamă, deci nu suport cu glumele astea, că zic, vede el un porc, zice, a, Rafael că, sau cum a scris aici, Rafael că fetisa pe ăsta, wow, foarte amuzant el, mamă, deci deja îmi strică toată dispoziția, știi ceva? Hai cum mai, că tot îmi strică dispoziția, că tot îmi strică dispoziția, este momentul, fiți atent despre ce e vorba, este momentul de asta, mai știți mai devreme ce a făcut fraierul cu ăsta? Ei bine, prostul, mamă, dar stai să nu mai stau cu astea în mână, să dau astea la o parte. Da, prostul vrea să se joace cu mine. Ok, am înțeles. Prostul iar o să dea cu firework. Bine, cu firework. Ce firework? Direct cu TNT și strică toată construcția. Fiți atenți că stau aici la geam. Uitați-le pe prost. Deci acolo. Fiți atenți. Ia spărgeam geamul, ia spărgeam geamul, ia spărgeam geamul, ia spărgeam geamul, ia spărgeam geamul. Dați-vă, dați-vă, ia spărgeam geamul la prost. Bă, nu-și dă seama. Ia, bă, ce faci, mă? Bă, s-a pus la calculator! Bă, ce face un prostul ăsta? Bă, doamne! Săracă... Asta să joacă, mă, fraților! Gata, deci am făcut construcția! Știi ceva? Ia mă că intră peste el în casă! Ia mă că-i deschid și așa în continuu! Fiți atent, fiți atent, ia să-i ia să vedem dacă aude sau aude prostul! Ce face, mă? Stă tot la calculator aici, mi se pare incredibil așa ceva, doamne! Bă, dacă are tăbă cu tine de asta cu ușa, mă! Bă, iarăși tu, mă, ia! Stai, ia uși de ce aia pleacă! Unde, fiind în stil, ia! Ia aia pleacă! Ce prostul, stai, nu, nu, nu! Nu, hai, ce fraieri! Doamne, hai că e prostul ăsta acum, deci așa strică, mamă, așa da seama, mă, prostul ca... Bă, ia să-i mamă, fiți atenți, fiți atenți, mă duc acum la el în casă direct. A, nu, stai atenți, că nu mă vede, nu mă vede, deci stai atenți că nu mă vede prostul, nu vede prostul. Mamă, ia, fiți atenți, fiți atenți, mă, ce mă îndrevează prostul. Și ceva? Hai că mă fac acum, mă fac pisică, gata. Să vii ca o pisică. Știți care este faza înainte de toate să mă mai duc chiar așa să-l trolez? Bă, prostul și-a dat seama că, adică a zis și-a dat cu TNT-ul acum, dar și-a dat seama repede și a pus apă, ceea ce oarecum n-aș facă până la urmă. Bine, oricum a fost amuzant oarecum, sincer, dar ce mai face un prostul? Fiți atenți, hai că mă duc a pisică aici. Ia, țare pe aici, ce doamne îmi face, mă, prostul, mă, deci mi se pare absolut real. Bă, dar ce-a făcut ăsta, mă? Bă, bun, ia să mă duc în casă aici. Ce-a făcut doar asta? Mamă, și el ta vrea să facem concurs de construi și a făcut tot în pene, bine, niciunul n-a făcut ceva șmecher. Ia că intră. Bă, pisi, ce faci, pisi? Ia. Bă, what the heck, bro? S-a alergic. Pleacă. Hai, ce mai e alergic la pisică? De ce să-l luat ăsta? Mi-e stăcut, mă duc după el. Stai. Hai, apă,
Pune apă la pisică, doamne, cât de prostit copilul ăsta, mamă, mi se pare absolut ireal. Bă, dar nu știu, bă, nu, când vede mie construcția, ce faci inundații, dar lasă, că prostul și-a făcut inundații aici, la el acasă. Și prostul se pierde puncte și ar stă o grază de timp, uitați-vă cât de prost e. Bine, prostul e prost. La oră, uitați-vă, ce mișto arată chestia asta, bă, aici, what the fuck, doamne. Acum vedem că și-acoperă pe acolo, dar, da, uitați pentru treaba aceasta. Bă, nu știu ce să mai zic, deja mă cam enervează copilul ăsta, eu zic că hai să terminăm noi aici toată treaba asta, să văd ce mai construiesc. Trebuie să termin, practic, tot acoperișul ăsta ce am eu aici de făcut și nu știu dacă mai fac altceva prin interior pe aici. Văd dacă mai fac câte ceva, probabil o să mai pun câteva chestii așa. Pun niște în barrel, cum ar veni mâncare și astea, să aprovizionez ca și cum e un magazin ăsta, că altceva, sincer, nu prea am ce să mai fac aici. Adică, dacă stau să mă gândesc, nu prea am ce să mai fac, nu. Mă cam plictisește, dar o să le și vedem că s-a făcut și seara, adică rămâne seara acum. Este un acoperiș random, nu este ceva simetric 100% la care să stau să mă chinui și așa. E ceva, dacă stau să mă gândesc acum, uitați-vă, când mă uit în partea asta, chiar arată interesant, da? Trebuie să-l acoper în partea asta, pentru că acoperișul ăsta nu vreau să-l fac fix și aici acoperit. Vreau să fie cum ar veni ceva în natură oarecum magazinul ăsta, dacă știți ce mă refer, ca o baracă, un foișor din acesta. Bă, și nu cred că mai pun nimic prin interior. Cred că asta o să fie cam tot și, bă, nu știu, să-l mai trolez cu ceva, bă, dar să nu știu, ce spuneți, să-l mai trolez sau nu, bă, nu știu. Deciziile rămâne la voi în comentarii, bă, mă gândesc că voi zice să-l mai trolez, așa că-l mai trolez odată, dar dați voi acolo cât mai multe like-uri dacă încă n-ați dat și scrieți, dați acolo, vă rog eu, cât mai multe comentarii dacă vreți ca să-l trolez. Ei bine, a făcut asta? N-a făcut încă, hai că vă mai aștept câteva secunde, pentru că, bă, fraților, dacă mai vreți troll să-i fac, și vreau să-i fac un troll, bă, nu știu, bă, un troll deosebit ceva. Fiți atenți, mă gândeam, hai să dau morf aici și să mă iau, să mă fac un bloc de genul pe care să-l folosesc oarecum, dar ce să-mi fac, flower pot? Ca și cum să fiu la el în casă, știți ce zic? Ca și cum să creadă cum ar fi că a pus blocul și astea. Și nu știu, să încep să, nu știu, ia, să vadă blocul cum merge. Nu știu, mă, e ceva. Dar de fapt nu vreau să vadă blocul cum merge. Stați puțin, hai că mă duc repede aici să vedem dacă își aduce la minte ceva, dacă își dă seama că e un bloc pe care el nu l-a pus în casă. Ok, stați puțin, că sper că nu m-a văzut, mă pun fix aici. Ok, mamă, deci face două intrări. Păi, e interesant ce face copilul ăsta aici. Chiar e super interesant. Dar m-am pus eu ca floră pot aici în camera lui. El văd că el încă construiește acolo. Dar, bă, de fapt, știi ceva? Trollul ăsta, hai să-l facem altfel. Mă fac o pisică și faptul că eu sunt pisică în momentul de față ar da niște chestii foarte interesante. Pentru că pot să spar pe aici. Fiți atenți. Dar nu cred că mai, nu cred că mai am alea de ghost. Mamă, nu le mai am din păcate. Hai că pun flint de steel, nu pun chiar lavă. Bă, nu e flint de steel aici. Mamă, îi pun lavă direct, ce să mai. Hai să-i fac aici repede, să-i sparg asta. El să nu-și dea seama ceva de... Ok, bă, A văzut. Bine că nu m-a văzut că n-am pus eu. Dar vede că e bisica înăuntru. Pisi, dați ce faci aici? Fii antenă, păi, fii antenă. Eu sunt pisica bună cu tine, știu asta faci. Ia să stai acolo. Arce-ar din pisica, fraiera. Bă, cât de prost este, a aruncat pisica aici. Bine că, na, n-am cum să mor. Bă, nu știu ce să mai zic, da, cam atât este trollul, sincer. Nu vreau să mai fac alt troll. Mi se pare absolut, mi se pare fără rost. Deja mă cam plictisește, dar însel, nu știu, e supărat, mă, ăsta când începe școala. Nu știu ce așa supărat, dar nu știu, sunteți și voi supărați când începe școala. Adică are motiv oarecum de ce să-l înțelegem. Dar să-l când începe școala și asta. Sau nu cred că e de la școală, mă, frate. Bă, de ce mi-a arată pisica asta? What the fuck? Ciudat. Bă, bă, ce stau? Bă, ce stau? Bă, de ce mi-a rămas asta aici? Cred că m-a făcut să-mi iau flower pot din ăla. Stau puțin că mă fac din nou flower pot. Ia să iau flower potul. Și acum îl scot de aici. Ok, gata, perfect. Hai că am făcut bine acum. Bă, știți care este faza cu Darcel? Nu cred că e supărat atunci de școală. Nu știu, vreau să scrieți în comentarii despre ce, de ce credeți că e așa supărat. Eu zic că e supărat pentru că vorbea atunci cu o fată când l-am spionat eu ieri, dacă vă mai aduceți aminte și așa. Și zicea el că o păcălește, că nu știu ce, că s-a transformat el, că s-a făcut el cu hainele alea de poliție, nu știu ce a avut în cap. Și cred că fata până la urmă și-a dat seama când a zis Darcel să se întâlnească și așa. Și-a dat seama că el e copil și cred că te-ai supărat până la urmă. Eu asta zic că este motivul. Dar da, nu vreau să mai spun prea multe. Hai să ne punem astea aici și să mergem direct la prostul ăsta și ceva, hai că intru direct peste el așa. Darcel, alo, Darcel. Ce vrei? S-a terminat ăsta, gata, nu mai, gata. Hai că faci, mamă. S-a terminat, nu, stai că mai puțin. Ce vrei să faci mai aici, Darcel? Păi dar de ce ți-ai luat așa de mult, Darcel? Că suntem aici de aproape jumătate de oră, Darcel. Ok, dar să știi, mai că te mai las puține secunde. Dar să știi că eu am terminat, dar Darcel, nu știu, de tine, dar ce vrea să însemne chestia asta, Darcel? Să vezi,
Păi nu, mă, dar se le spunem, nu, se spune merită, nu se merită. Chiar ai nevoie de școală, dar înțeleg, deci bine că începe școala pentru tine. Chiar ai nevoie, abia aștept să merg cu tine la școală. Parafă, e tot taci, bă, nu vreau școală, taci. A, nu vrei la școală, da, ești tu supărat, nu? Da. A, bine, dar înțeleg. Fiantină, fiantină, eu am primit o scrisoare de la mami și a zis că dacă nu merg la școală, o să vin acasă și o să-mi ia burgeri. Da, cred că zic, că mami e cu mine, nu? Ce să-ți seama, ce să-ți seama, mă, ce vorbești, mă, ce limba vorbești, mă? Am primit o scrisoare de la mami că azi că ea e plecată, nu știu unde e plecată, și că vine din vacanță, o să mă vreau să mă vadă la școală, că dacă nu o să mă dea afară din casă. Păi și ce zici, mă, soția, ce zici, mă, doamne, ce limba vorbești? Gata, ai nevoie de școală, ok? Ai nevoie de școală. Salut, bumule! Hai, mă, Darusele, că nici de vorbi nu ești în stare, mă, Darusele. Rămâi, mă, dă-ți bani așa de pe cap, că nici nu te aud, Darusele, doamne. Dar nu, că avem nevoie de fiantele, primăra, avem aici o cameră de ghezi. Dar nu te aud, omule, vorbește ca lume, că nu te aud, nu înțeleg ce spui, omule. Te inspiră camera de gaming să joci Minecraft, wow, păi ce-ar putea să te inspire camera de gaming dacă te joci, Darusele? Stai, fiantele, înainte să mergem mai ce te rog, ia repost, dacă nu, o să supere bossul. Ce boss, mă, cine să supără, gata, așa. Mamă, ce mișto, te crezi, dar să le iau, stai puțin, că sunt curios o chestie. Bun, bravo, bravo, bine gândit. Citește aici, citește! Nu intrați dacă nu sunteți membru. Rafael G. este banat de a intra. Statuia lui Sigma Skibidi Rizzler. Ok, vezi ce scrie în dreapta, like și subscribe dacă vrei să intri. Poate nu intri, să intrăm, nu știu, scrieți acolo în comentarii și dați like și subscribe dacă vrei să intrăm aici. Hai să vedem ce se află. Și ce e asta? Statuia cum se numește, mă? Lu Sigma Skibidi Rizzler. Și ce e statuia asta? Acesta este bossul Parafale și noi trebuie să ne închinăm, să ne închinăm, să zicem 1000 aura, 1000 aura, 1000 aura, de 3 ori, hai! Amin, 1000 aura, 1000 aura, 1000 aura, bă, dar stai, Parafale, bun, dar să le construcția ta mi se pare foarte mișto și mecanismul ăla îmi place. Eu îți dau nota 8.25, dar ești foarte resimțit că m-ai omorât. În fine, nu mai contează asta. Acum, aceasta este construcția mea. Înainte de toate, vreau să-mi spui ce crezi că se află aici. Ce crezi că este această construcție, dar să le de fapt? Uite-te de aici și de sus în împrejur cum arată. Frumos, este o construcție mirobolantă, foarte tare. Tu ce părere ai, dar să le? Ce crezi că e asta? Alo, ce faci? Doamne, cât de prost ești, am zis să spui ce e aici, Darusel. Hai, bar, e bar, e bar. A, e bar, ok, bar. Barul tataie. Bra, barul tactomare, da, nu este un bar. De fapt, poate să se numească așa un bar. Este un magazin, ceva de genul, Darusel. Cam asta, doamne, e. Fiate, nu vreau și un Pepsi, un Coca-Cola, un Cheetos, un Doritos, un legum, un fruct, un măr, o pară, un castravete, un Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.